La Prisăcani este un top 10 care înseamnă investitorul anului, profesorul anului, elevul și anului. Mulți alți ai anului, adică 10 dintre cei care și-au adus o contribuție mai deosebită la acțiunile, la dezvoltarea comunei, la bunăstarea ei și, de ce nu, la autoritatea ei în plan național. Trebuie să vă spun că Prisăcaniu, din punctul meu de vedere, este o comună care a făcut excepțional salt de la comuna oarecum obișnuită de pe Valea Prutului, cu oameni cât de cât gospodari, dar nu știu cum să vă spun, nemobilizați să facă ceva deosebit. Deci a făcut un salt imens în acești ultimi 8 ani. Trebuie să vă mai spun încă ceva. Sunt de părere că în toată viața noastră există o concretizare pe aici, pe acolo, a vestitei axiome. Omul sfințește locul. Iată, l-am prins cu prilej, l-am prins între ghilimele, că nu fuge omul de noi nicicum. L-am prins pe primarul comunei Prisăcani după transpirația zilei, că astăzi a și înghețat, a și transpirat. A înghețat cât a arbitrat meciul de rugby și a transpirat după aceea și pentru organizarea premierilor, că a avut mai multe, și mai ales agitându-se să iasă treaba bine. Domnule primar Constantin Chirilă, domnule doctor inginer Constantin Chirilă, iată-ne lângă dumneavoastră cu precizarea de la bun început că vă admirăm că ați reușit ca anul acesta să ieșiți de vreo 3-4 ori în priveliște, că anul acesta ați organizat manifestări pe care unele comuni nu le fac în 20 de ani și că iată acum al treilea element al acestei manifestări continue este sărbătoarea comunei Prisăcani de 4 zile. Ce va veni, domnule, să faceți așa? 5 zile. Domnul profesor doctor Dumitru Marin, ați copilărit la Prisăcani? Ați fost profesor, ați fost director al unei școli de la Prisăcani și cred eu că merită spus cu sinceritate, Prisăcani e un loc binecuvântat de Dumnezeu. În fiecare an există un obicei al pământului în care așa numitul dicton, toamna se numără boboci, rămâne foarte adevărat pentru orice localitate. Toamna se coleg roadele. Dacă într-un an de asta ați făcut top 10, rău, am făcut top 10 așa, pentru a demonstra că în fiecare an comuna are noi valori. Comuna lucrează, oamenii se întrec în anumite dispute familiale, culturale, sportive și de ce nu chiar pur personale. Eu sunt cel mai bun elev al comunei Prisăcani. Eu sunt cel mai bun gospodar, eu am făcut investiția cea mai bună, eu sunt fermierul care anul ăsta am fost cel mai bun, eu am fost consilierul comunii cu activitate mai bună. Ei bine, apreciind acest lucru an de an, făcând acest top 10 Prisăcani, apare așa numita concurență mică a satului românesc pentru o competiție normală. Asta demonstrează că apreciem valorile, an de an, noi ne întrecem într-o dispută, într-o horă a prieteniei în care unul din noi poate spune sincer, anul ăsta am fost eu cel mai bun, am fost sportivul comunei Prisăcani. Uite, asta e dovada. Asta e dovada. Iar în momentul când el pleacă acasă cu acest top 10 Prisăcani și aduce aminte că în anul 2010, 2011, 2012, a fost fruntea satului. Așa apreciem noi valorile comunității. Prin a spune, ai fost fruntea satului. Știi ce frumos sună. Știi ce mândru rămâi cu un trofeu în vitrină și spui, în anul ăla am fost cel mai bun din comunitate.
Cine nu-și dorește lucrul ăsta? Hai să o luăm un picuț mai metodic, dat fiind că sunteți așteptat la o competiție de teatru. În mijlocul zilei, elevii școlii au făcut... E firesc să vă sune telefonul, dar terminăm îndată interviu. Domnule primar, recapitulăm zilele. De fapt, sunt cinci, da. Nu? Mai întâi ați avut un ambasador. Ziceți, da, despre cine e vorba. La noi, satul Măcărești are un parteneriat cu Belgia, cu Maldeghem din Belgia, de 20 de ani. Anul ăsta am avut plăcerea delegației din Belgia, împreună cu ambasadorul ei, să fie la Măcărești. Un lucru bun, sănătos, care demonstrează continuitatea unor relații de parteneriat, continuitatea unor schimburi culturale, unor schimburi sportive. Anul ăsta am fost în Belgia cu echipa de dansuri populare de la Măcărești și de la Prisacan. La anul vom merge în continuare cu echipa de copii, de rugby. Ei vin într-un parteneriat cu specialiști din domeniul sănătății. Încet, încet devenim o comună europeană. Eu zic că deja sunteți, că nu există în județul vostru, poate Miroslava cumva ca un stadion mai ca lumea într-un sat. La Uricane. Dar la dumneavoastră bază sportivă ca asta și o dotare ca la primărie, eu n-am văzut. Or fi, dar nu le știu eu, care bat cam 300 de comune din județul, din județele Moldova. Domnul, aș vrea să vă întrerup. Baza noastră sportivă are viață, are activități, are întreceri. Ați văzut astăzi, pe viu, bucuria copiilor de la Bârlad care au venit la Prisacani. Și sincer mă simt măgulit prin cuvântul delegației de la Bârlad care a spus: îmi place să vin la Prisacan. Ați văzut? O da, și asta mai bine decât la Iași. De ce? Pentru că la Prisacan noi le dărâm căldura, bucuria jocului, bucuria competiției. Copiii se simt liberi, copiii se simt în măsura lor. Ați văzut? Am avut și salvarea de la Iași și n-am avut niciun eveniment. Pentru mine e cea mai mare bucurie să-mi asigur toate condițiile de sportivitate, dar să nu am niciun accidentat. Asta demonstrează copiii... O bună organizare și au, participarea... Au exact ce le trebuie. Inclusiv ați văzut o zboie. Haideți să facem astăzi recapitularea astăzi, evenimentelor. Numai de astăzi, ne întoarcem la cele de... Deci ați avut în primul rând... De la 9 la 10 am avut un cross de toamnă al copiilor din Prisacan în care s-au primit cupe, diplome, premii. Apoi de la 10 la 11 am avut competiția ruibiștilor Osboi. De la 11 la ora 13 competiția copiilor de ruibi din Prisacan. Cu invitați după, din Bârlad, da? Invitați din Bârlad, am avut din alte localități din Moldova. Și de la ora 13 la ora 15 cea mai frumoasă chestie, repriza a treia, unde se cântăresc valorile. Și unde oamenii se simt bine, corect, mai ales că își așează, să zicem, corect. Deci asta e. Și mai aveți tot în cursul zilei de azi teatru. La ora 15, acum trebuie să mergem la teatru și chiar vă invităm să vedeți un vis al acordului de parteneriat între Prisacani, Măcărești, Basarabia, Costuleni, Bumbăta și orașul Ungheni, un spectacol de teatru. Deci noi un spectacol am creat, continuu, dar deci am creat mai multe o echipă de teatru, am făcut selecții de copii și împreună vom face un dialog de teatru, iar într-un an de zile ne propunem să venim cu teatru pe prut, să facem un fel de teatru pe prut ca un pod de flori. Atât din România cât și din Basarabia, să asiste pe o plută cu spectacole de teatru din comună în comună, pe Valea Prutului. Poate într-o zi... Ieri ce a fost, domn primar? Ieri a fost o zi minunată în care... Deci a doua zi, suntem a treia, nu? A treia zi. Deci ieri am avut foarte multe spectacole de teatru și la școală, de două zile, zile școlii Prisacane, în care noi ne pregătim și ne gândim, ca să vă spun sincer, la un ideal
pe care n-am reușit să-l atingem, unirea cu frații noștri de peste prut. Vechea noastră aspirație, dacă albinele trec prutul, animalele sălbați trec prutul, într-o zi trebuie să treacă și frații noștri prutul de pe un mal pe altul liber. Paranteză, în condițiile astea când la Chișinău se petrec atâtea lucruri, mai credeți? Cred. Și se va întâmpla sigur această trecere liber, pentru că bunicii mei treceau prutul liber, părinții mei s-au oprit, generația mea vrea, dar generația următoare nu o poate opri. Sunt sigur așa cum că a fost acum, prut. Așa să vă fie vocea, gândul Doamne și acțiunea aurită. Da. Sunt sigur că generația următoare nu o să mai poată opri nimeni să treacă prutul. Festivalul ăsta de atâtea zile la Prițăcani include și, ziceți, programul de duminică, vă rog. Duminică va fi încununarea evenimentelor cu marea slujbă de Sfinții Arhanghel Mihai și Gavril la biserică. De fapt, Mihai și Gavril, 8 noiembrie, mâine, da? Este hramul comun, hramul bisericii, la care invităm toți participanții, premiem familiile care au și sărbătoresc 50 de ani de familie. Am văzut că aveți o grămadă de familie. 25 de ani, avem top 10 prisacari, avem musafiri deosebiți. Aveți spectacole avem spectacole artistice. De fanfară, spectacole artistice, fiii satului, avem delegații din Belgia, Basarabia. E o zi frumoasă în care vom face o horă comună cu toți musafirii satului și cu toți invitații care vor fi prezenți. Domnule doctor inginer, care e scopul final pentru asemenea acțiuni pe care îl destinde? Întotdeauna ne gândim la educație. Suntem siguri că educația de zi cu zi acestor evenimente va deveni un simbol de familie, un simbol de bună creștere și educația comunității și, de ce nu, un simbol pentru tânăra generație. Noi trebuie să predăm ștafeta și să recunoaștem că ceea ce societatea ne-a oferit nouă astăzi, oameni realizați, să putem și noi oferi tinerilor care urmează să pătrundă în societatea de mâine. Ce bine ar fi toată lumea să creadă, să vadă și să vrea ceea ce spuneți dumneavoastră. V-ați zis, v-ați gândit la educație. Dumneavoastră ați spus copiii să alerge, dumneavoastră. Au alergat pentru că i-ați mobilizat și mi-a plăcut. Și numărul și valoarea lor. Pe unul chiar l-am mângâiat cu plăcere când a trebuit să-l premiez. I-ați pus pe elevi să joace teatru, deci educația artistică. Ați făcut întâlnirea cu regbiștii, că se știe că ăștia sunt oameni deosebite. Și iarăși mi-a plăcut. Și nu știu ce nu mi-ar place. Dar iată una din întrebări. Sunteți un protagonist în această revistă, în numărul 3. Nu numai, și într-unul, și în numărul 2, și în numărul 3. V-ați gândit cam care-i rolul unui... Și 4. Unui asemenea reviste culturală? Mi-am primit un legământ de la tatăl meu ca o moștenire pe care mi-a dăruit-o, cartea. Și mi-a spus clar când am pășit în viață. Cartea este cel mai bun tezaur moștenit și care se predă ca moștenire. Apreciez deosebit ideea Meridian. Meridian înseamnă de acum global. Global, adică tot pământul. Și când spun și Meridian Cultural Românesc, e o idee fantastică. Vă felicit că luptați pentru această idee. M-am alăturat ei domnului profesor doctor Dumitru Marin. Știu că nu-i simplu, știu că nu-i ușor, dar îi doresc acestui Meridian viață lungă, putere și, de ce nu, tradiție. Când spun tradiție, e ceva care nu se mai poate urni. Elementul principal al continuității. Exact. Când spun de tradiția neamului românesc, rămâne fit în adâncul pământului și vă apreciez că luptați pentru tradiția neamului românesc prin acest meridian. Simplu. Un mesaj care pleacă de la Vaslui, la Iași, la București, în Canada, în Australia, în America, în toată lumea. În patru continente pleacă. Nu uitați
Și nu vă feriți de tradiția neamului românesc. Acest meridian este un mesaj pur sănătos. Aici meridian, aici vocea Moldovei, aici vocea României. Aici Prițăcani. Aici am vrut să spun, aveți rubrică din toate. Avem și noi rubrică, da. Așa, aici Prițăcani. Este ca un punct de orientare pentru tot satul românesc. Corect, corect. Și apreciez și vă îndrum pe toți iubitorii de carte să iubiți meridianul cultural românesc și să îl căutați cu încredere, pentru că este cel care aduce valoarea de azi al neamului românesc în paginile de azi. Pentru că mâine o să aveți nevoie de ele și poi mâine o să le căutați să vedeți cu adevărat că meridianul aduce lucrurile adevărate și noi din satul românesc. Nu vreau să scap ocazia să vă ispitesc. Pentru viitor, ce mai intenționați, domnule doctor inginer? Avem un viitor chiar deosebit, pentru că am intrat într-o aglomerație a globalizării europene. Suntem invitați într-un parteneriat al orașelor înfrățite și următoarea etapă 2016-2020 ne gândim la Orizont Europa. Europa. Ei, dar domnule, sunteți unul din cei mai purtați în Europa. Da. Ați fost, deci, recunosc. Tocmai mă uit acum pe geam și văd două mașini de pompieri care înseamnă sute de mii de euro fiecare. Aveți dotările necesare, aveți primăria ca o floare. Asta înseamnă muncă, transpirație și, de ce nu, mintea care să vă apropie și de alții, nu numai de oamenii dumneavoastră. V-am lăudat și altă dată. Mulțumesc foarte. Știți foarte bine să vă adunați valorile aici. Mulțumesc. Dar vreau să vă spun că la masa Europei există o selecție. Sigur. Există. Sigur că da. Există o ușă care se închide și care se deschide, iar eu când am fost la întâlnire internaționale, nu s-a mai vorbit de Prisacani, nu s-a vorbit de ea, s-a vorbit de România și am fost mândru să reprezint România la confruntări internaționale, la Open Days, la Bruxelles, la ECLO, în Spania, în Franța și mă întorc acasă cu gândul curat, că am fost un fiu al satului, al țării mele, în care m-am mândrit să fiu român și am pus întrebări destoinice pentru România și am primit și răspunsuri destoinice. De-aia mi-e drag să spun că sunt român, sunt aici la mine acasă și țin cu amândouă mâinile de steagul românesc să spun curat. Sunt român. Vreau să adaptez în încheierea acestei destăinuire a primarului Constantin Chirilă, doctor inginer, să adaptez, nu știu cum să spun, vestita expresia cronicarului, nasc și în Moldova oameni, nasc și la Prisăcani cu adevărat oameni. Vă mulțumesc, domnule Constantin. Mulțumim tare mult și vă poftim la teatru. Dacă aveți timp disponibil, mergem acum la teatru. Hai, Maruca! Hai, cari. La fotografie.
Wow! Avem copii mari. Aveți? Aici pe teren o să facem premier. Deschide casiere de tot copii. Pentru copiii noștri. Copiii noștri. Copiii noștri aici. Să-i premiem. Se simtă bine. Să muncească pentru comună. Cumar, v-a plăcut articolul meu, domnul Cumar? Foarte. Da, l-ați văzut și în revistă? Am văzut și în revistă. L-ați văzut, da? Foarte. Atunci ce putem. Bine, toate lucruri. Bravo, copil. Da. Să te duci la unison ca să te popularizăm mai mult, să te știe lumea. Că... viața de sport, da. De performanță. În locul directoare, cine semnează? Sărbătoare la Prisecani, sărbătoare culturală, sărbătoare și sportivă. Cu ce ocazie aici? Am venit acasă să-mi văd prietenii, ăia mai mici, cum joacă ei rugby, cum eram și eu mititel și alergam după balon. Hai să spunem cât de mare ești acum. Câți ani ai? Am 18 ani. Și deja am înțeles că de câteva ori s-a cântat imnul României și l-ai ascultat, l-ai salutat ca sportiv, da? Da, da, da. Faci parte din lotul? Național 1-19. Și joci la o echipă ce de divizie? La... cum te-ai apucat de rugby? De unde și până unde pasiunea pentru rugby? Pe teren a venit domnul Florescu cu domnul Petrișor. Eu eram pe teren, mă jucam fotbal. Prima oară nici nu știam ce e la rugby. Am văzut pentru prima oară balonul de rugby și am început să-l ating, să joc. Și de acolo a început totul. Și ai văzut că în comparație cu balonul rotund, se duce așa cam într-o parte, nu? Da, da, da. Pe ce poți joci? De mii de mile. Mai precis că eu n-am înțeles. Mijlocaș la grămadă. Mijlocaș la grămadă. Da, da. Care este procedeul care îți place cel mai mult? Unde crezi că ai succes? Eu cred că la deschidere. Placajele, despre placaje ce spui? Sunt dure? Sunt dure, foarte dure. Ai fost accidentat vreodată? Da. La glezne și la genunchi. Dincolo de latura aceasta fizică, dură, rămâne partea aceea frumoasă, aceea de sportiv cu moral foarte bun. Adică un sport care pare dur la prima vedere, dar de fapt el este plin de noblețe, nu-i așa? Da. Ce simți acolo când ai 20 peste tine, 15, nu? Și tu ești jos și încă n-ai dat drumul la minge. Păi, abia aștepți, ești tot mândru. Să înțeleg că ești cu fără familie la Bârlad, nu? Fără. Acolo locuiești? Nu, locuiesc în Prisecani. Și faci navetă? Nu, stau la Centrul Olimpic, CNOPJ. Centrul Olimpic de unde? De Bârlad. Am înțeles. Și școala? Școala tot acolo. Deci eu pedagogic, Ioan Popescu, școală de sport, rugby. Spune-mă, fă așa un efort de imaginație. Și cam cum crezi că vei arăta peste 5 ani și ce vei face, ce vei fi? Eu peste 5 ani m-aș vedea la echipa națională de seniori, de rugby, și m-aș vedea la o echipă în străinătate jucând. Franța? Franța, Anglia. Zi-mi, te rog, care este modelul tău de rugbyist? Pentru că la Bârlad, se știe, este cel mai... longeviv internațional, nu? Da. Cum îl cheamă, știi? Toniță. Toniță, da. Gândul de continuare a școlii pe planul celălalt, în afară de ăsta rugbyistic, ai? Te-ai gândit să devii, eu știu, inginer, profesor, nu? M-am gândit doar să termin școala, să iau bacul și de acolo văd eu.
Pe final de interviu te rog să te prezinți cu numele întreg. Rupanu Gabriel Vasile. Vasilică, îmi face plăcere să stau de vorbă cu tine, sunt bucuros că te-am cunoscut, îți doresc succes pe toate segmentele de viață și activitate și m-aș bucura și eu, ca și întreaga masă de iubitori ai acestui sport extraordinar, să te vedem cât mai des cu tricolorul fluturând deasupra și cu imnul naționalei să-ți cânte pentru victorile românești. Județului Iași, Urlat, Vaslui, sunt cam mulți aici de reprezentanți, chiar din străinătate o parte. Așa că astăzi crosul pe care l-am desfășurat împreună, vom da 10 diplome la primii 10 băieți și 10 diplome la primele 10 fete, da? Iar primii 3 băieți și fete vor primi din partea lui unui mare ridic, domnul Virgil. Câte un mic cadou, atenție, un rucsac cu ceva bunătăți în el. Așa că o să dăm cuvântul lui doamna profesoară, Luminița Popa, să aibă onoarea de a prezenta diplomele, iar dintre rugbiști o să vă dea cadoul. E bine așa? Hai să vedem, ia să vedem ce. Dragi copii, felicitări pentru participare, da? Sperăm că va fi o participare mai mare. Da, ei au avut competiții sportive și în cadrul școlii, la zilele școlii. Ieri au avut triatlonul școlar, da? Veți mai avea încă un cros. Știți foarte bine lucrul acesta, dar pentru zilele școlii, crosul toamnei de la Pisăcani, activitatea s-a desfășurat astăzi, da? Eu vă felicit. Și vreau să înmânez locul 1, dascăl Ana Maria. Domnul Cornel Ghenea. Locul 2, Mardare Loredana. Să mânez și cadou. Felicitări. Și să mergi mai departe, da? Să continui. Că sportul înseamnă sănătate, copii. Locul 3, azi uite-i Petrina. Ia nu trebuie să vă locul 1. Să se poate. Haide, fundii Costel, locul 4, Rudu Daria, felicitări Daria, tot timpul ai să crești, da? Să poate, mai bine. Locul 5, Popa Constantina, amândouă sunt în clasa 5-a, felicitări. Sunt mici, dar vor crește, ele mari. Locul 6, Gafița Constantina, felicitări. Locul 7, Iacob Ana Maria. Ana poate mai mult. Da? Da. Locul 8, Acostochioare Andreea. Bravo, așa? Așa. Locul 9, Lupu Eliza. Clasa 5-a. Crește. Și locul 10, Condrea Marina. Bravo. Felicitări. Felicitări, fetelor. Și băieții, locul 1, Dragan Cosmin Ștefan. Domnul profesor Marin dă un cadou pentru primul băiat. Bravo. Se mi-a bine. Bine că să strâng o mână. Mulțumim, să știi că a fost un sportiv de performanță și alergam bine. Să strâng cadou și tu, Mane, alergător și sportiv. Mergi și la triatlon. Locul 2, Neamțu Florin. Locul 6, Dragan Tudor Petru. Da. Primul copil de la clasa 5-a, felicitări. De la băieți. Locul 7, Lupescu Denis. Bravo, Denis. Se poate și mai bine, nu? Da. Locul 8, Achirecesei Marian. Bine, Marian. Locul 9, Dragan Mihai. Bravo, Mihai. Nu mai faci?
Sigur? Da. Și locul 10, Dragan Vlad? Bravo! Bravo! Ia să filmăm noi niște sportivi adevărați. Niște sportivi, mă. Filmați-l pe dumnealui, că acum și mâine pe mâine trebuie să-i facem memorial și să avem poza lui. Nici în glumă, măcar, să nu vorbesc. De fapt, na, viața e viața. Primarul ce te fac un interviu cum atare. Facem, facem. Și cu Clemens. Ați prieten Prisăcanu de toamnă târzie cu nori și ceață. Dar plăcut. Timp răcoros, taman bun pentru un joc de rugby. Trebuie spus că la Prisăcani cred că este un element unic, poate și datorită primarului, dar mai ales unui mănânc de foarte mari sufletiști. Există o echipă sătească, să zicem, de rugby cu chiar mari valori ale acestui sport. Să încep cu primarul, care și banderola pe umăr. Domnule primar, nu știu cum să-i zic exact, dar asta este un semn distinctiv pentru primul om al unei comune, dar și pentru inițiatorul, de fapt, al acestui complex sportiv. Și cred eu că echipa de rugby, dumneavoastră ne prezentați acum doi dintre cei mai buni pe care i-ați avut, că nu bănuiesc eu că chiar sunt activi acum. Deci, ce va veni să faceți rugby la Prisăcani? Simplu. Pentru mine, rugby înseamnă educație. Orice sport, de altfel, da? Educația generațiilor tinere de la Prisăcani. De aceea, în fiecare an, invit colegii mei, mentorii mei, conducerea rugby-ului Ieșean la Prisăcani pentru a arăta tinerilor generații ce înseamnă a fi sportiv, ce înseamnă rugby, ce înseamnă educație. Nu mă gândesc la performanță, dar educația nu putem permite să o facem an de an la Prisăcani. Le mulțumesc lor, da? Care vin în fiecare an aici, joacă rugby Old Boys pentru copiii prisăcăneni. Se spune că rugby este sportul cu cea mai mare onoare dintre toate sporturile, pentru că aici nu încap trișările, nu încape golănia, nu încape necinstea. Că și într-o grămadă, dacă îți dă unul cu pumnul pe dedesubt, poate să-ți dea dinții jos. Dar din momentul ăla se explode dacă este prins. De atunci, rugby chiar este o școală de educație. V-aș contrazice un pic. Vă rog, spuneți. Fiecare sport are valorile lui, are talentul lui, dar la rugby mi se pare un sport în care trebuie să ai coloană vertebrală. Fără așa ceva nu poți juca rugby. Hai să glumim un pic. Păi când te plachează nu știu care, mai ai coloană sau ai de iarbă? Da, pentru că ai tăria de a te întoarce, a te ridica și a-ți menține coloana vertebrală. Fără așa ceva nu se poate juca rugby. Dumneavoastră ce părere aveți? Părerea mea este foarte simplă. Coloana poate avea aici, evident, două conotații. Coloana fizică, care trebuie să o ai, pentru că altfel nu te ridici șah, nu picioare, joci, nu că desconsider cumva așa. Nu, ferească nu. Dumnezeu. Iar a doua, evident, este conotația pe care o dăm cu toții în mod normal, se referă la faptul că trebuie să ai coloană relativ mare, corectitudine. Și la noi în rugby mai avem o vorbă, nu contează pe cine ai în față, contează pe cine ai alături. Deci este o chestiune și asta, pentru că cel de alături la rândul lui trebuie să aibă coloană, în sensul că trebuie să fie alături de tine, trebuie să... De v-ați găsit aici cei mai... Dar nu este vorba. Asta așa s-au adunat vremurile, așa ne-au prins vremurile mai... Ce-ați jucat în echipă? Hai de mama mea. N-a știut până azi că este posul ăsta în echipă. Deci, vă spun eu, am jucat ăla. Opera de coloană, opera de genunchi, opera de gleznă, opera de... Mai mult. Nu e relevant. Nu, aici am venit doar ca prieteni, am venit cu drag pentru copiii ăștia, pentru care domnul Chirilă face o grămadă de chestii aici, care nici în oraș nu le întâlnești, în multe orașe, vreau să spun, de fapt. Este o mare plăcere să venim an de an, indiferent că vremea e mai așa sau mai așa sau mai așa. Dacă ar ploua, tot ați jucat. Dar ce importanță are. Bun, dar totuși vă întreb, ce ați jucat în am echipă? Am jucat pilier. Pilier, eram aproape pilier. Și linia întâi. V-ați războit vreodată cu primarul Constantin? Dar nu este război. Am oameni cu care, apropo, ce a spus că îți dă un pumn. Vreau să vă spun că a-ți da un pumn este un nimic. Un nimic.
Rău este când te calcă pe degețele, pe la așa, de pe genunchi, așa un pumn. Ca din greșeală. Tu, dar mergi pe stradă, prin fața primării și dă unul un pumn. Din tuneric, nici nu vezi cine în fața primării are becuri, dar mai încolo. Îți dă unul un pumn, nici nu știi ce ți-l da. N-ai pe cine, este super, nu-i problemă. De, am trecut de un pilier, da. Acum, cum vă numiți? Cornel Ghena. Să trecem la alt post în echipă, da? Da. Ce ați fost la viața dumneavoastră la rugby? Flancher, linia a treia, tot de la grămadă. Așa. Vreau să-l contrazic un pic pe primarul dumneavoastră, dar da? Pentru că în alta performanță se pleacă de la vârste mici. Iar cum face dumnealui acum? Da, iar ceea ce face el pregătește copiii pentru în alta performanță. De când v-ați apucat de rugby? Nu vreau să spun, că e prea mult de atunci. Da, deci... să sperie lumea. Da. Deci, eu mama am la 46 de ani de când. Erați dintre cei care culcați frecvent balonul la țintă? Dacă nu voia să dorme, mi-ai dădeam și două palme. Deci, da, da. Știți secretele mingii ovale? Da, bine, la asta cel mai mare secret este că ovalitatea pleacă de la pământ. Deci mingea noastră reprezintă însăși ovalitatea pământului. Și cea mai... Ați jucat cu Constantin Chirilă? Da, da, da. Iar eu sunt primul antrenor al lui Fane Chirilă. Iauzi. Iar eu recunosc, fiind elev la Negruțe, da. Noi doi, el e cu un an mai mare, el e cel care m-a luat la rugby. Clement. L-am forțat, deci, adică un pic așa, dar... Fiind da, elev la Negruț, dar bine am mai fost până la urmă. Deci hai să-ți arăt un sport nou. Și am mers cu el în anii 71-72 la rugby la Iași. Da, 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 da. Dacă vreți, spuneți-mi cum vă numiți. Clement Nemesniciuc. Domnul Clement, este cu adevărat rugby-ul un sport al corectitudinii umane? Pe ceilalți care nu sunt corecți, nu au ce căuta. Sunt excluzi. Sau o excludere aici, nu e problemă. În momentul în care el are un anumit caracter și nu poate să fie, că se autoeduce, efectiv, nu face altceva. Și nu rezistă singur, pleacă singur, deci nu e... Îl pot sabota ceilalți sau cum nu, să plece? Nu, pleacă singur pentru că nu e mediul. Jocul, unde să se adapteze. Care e cea mai mare performanță pe care ați obținut-o ca sportiv? Cupa României, adusă la Iași în 1979. Tot e frumos, cu Chirilă Cosic, primarul de azi, în formația de atunci. Trebuie să recunosc că el a fost jucător în echipa națională, a câștigat Cupa României, a fost antrenor, membru secția de rugby. Deci, Clement... În orice generație o să da, căutați, orice generație. Chiar dacă da. nu ale echipii de la Iași, ale componenților care au jucat. Care sunt plecați. De exemplu, am fost o generație, am fost vice-campioni europeni. Da, juniori. Păi Fane Chirilă de unde a plecat? De la Iași? Da. Nu, de la Bisecan, în prima fază? Dar nu era autobuz decât spre Iași. De la Iași, da. O întrebare așa mai delicată. Chiar vă simțiți cu galoane pe umeri pentru că în sportul național, românesc, local, în sport în general, ați fost rugbyști adevărați? Modestia ne caracterizează. Asta și probabil ne și adună la un loc și la o vârstă puțin mai sus, mai înaltă. Deci nu e. Modestia este, dar nu aia exagerată, pentru că aia este dăunătoare. Domnul, nu știu cum se cheamă. Eu aș vrea să completez pe Clement. Cred că vrea să mă dribleze. Eu nu sunt obișnuit. Da. Eu aș ca fotbal. Da. Nu. Mă țineam bine pe picioare, chiar pe terenurile astea. Cum e totuși? Vă simțiți așa cu galoanele valorii pe umăr? Să nu mint. Băi, să nu mint. Ce simțiți dumneavoastră? Nu m-am simțit niciodată galonat în privința asta. Deci, iar sfaturile mele care îi le dau, băi, mănâncă de aia, antrenează-te așa, odihnește-te, respectă-ți adversarul, vezi ce spune antrenorul, vezi arbitru, vezi alea, toate vin din perspectiva unei experiențe cu o anumită componentă valorică. Adică nu poți să te duci să-i spui unuia să-i dai un sfat când tu la viața ta n-ai făcut. Un ascendent moral, care spune, băi, omule, te-am făcut așa. Ăsta este drumul pe care trebuie să mergi ca să obții o performanță. Subscriu cu dumneavoastră. Eu aș completa. Dumneavoastră, Educația rugby-ului
se potrivește foarte bine cu educația în societatea de azi. Deci ce-am învățat eu la rugby, în echipă, să joc cu cel de alături, să-l ajut și pe ăla care a rămas în urmă, să-i dau o pasă de ese, asta mă caracterizează și cred că ar trebui și societatea noastră hai, să se prieze. Hai, unul care azi zi proaste, colegul tău de echipă, îl ajut. Nu-l faci de rahat, nu-l bagi deci, în groapă. Rugby este echipa care are 15 jucători, vă dați seama. Fiecare trebuie să performeze, să facă lucrări, să se antreneze. Așa mi-ar trebui și mie, să am, cum spune, în echipa de rugby. O, voinici și puternici, doi agili la mijloc și isteți, și cinci pe spate cu sânge rece și nepăsare, iar unul pe fund cu sânge de șarpe. Deci unde aș avea și eu în administrație o echipă de rugby să pot obține orice victorie. Mai ales caracterele din rugby. Asta, asta selectează rugby. Asta domnule face primar, ia uitați ce vedeți. Eu îți mulțumesc. Doamne, încerc să vină... Eu vreau să vă mulțumesc că mi-ați prezentat doi oameni de reprezentativitate și de ce nu, bune exemple educative. Toți! Chiar vă dorim astăzi să rămâneți până la capăt și la repriza a treia, să cea vedeți ce înseamnă. Cea mai grea, dar dacă n-ai o leacă de pregătire. Bună ziua și bine v-am găsit! Iată sărbătoare la Prisecani, sărbătoare a gândului frumos, a sufletului frumos și de ce nu a sportului. Domnia voastră, am înțeles că aveți un rol foarte important și în acest punct de vedere v-aș ruga să-l dimensionați. Și sărbătoarea, dar și rolul domnului voastră. Rolul meu în acest memorial este de a sprijini cu anumite materiale promoționale și publicitare buna desfășurare a memorialului de rugby care poartă numele tatălui meu, Nicolae Balcar. Sportul, o pasiune plină de noblețe. De unde pasiunea dumneavoastră pentru sport? Pasiunea mea pentru sport decurge din trecut. Tatăl meu a făcut rugby, am doi frați care au făcut rugby, mai puțin eu, dar sprijin rugby-le prin diverse alte forme, cum pot și cum reușesc. Asta e tot. Trăim vremuri grele, când adesea sportul și cultura sunt cam trecute la etc. În aceste vremuri tulburi și chiar tulburate. Din ce în ce mai puțini sunt sponsorii, ales în plan particular, să spunem așa, care se apleacă și ajută aceste două, mă rog, direcții, cultura și sportul. Cum reușiți? Este ceva interior, este un resort, ceva care declanșează? Da, o fac cu plăcere. De sponsorizarea, scuzați, vine din interiorul meu. O fac cu plăcere. Datorită faptului că am fost într-un cerc de iubiști prin natura tatălui meu și a fraților mei. Ce ați învățat de la părintele dumneavoastră? Rugbist fiind practicant al acestui sport plin de onoare și noblețe, deși pare extrem de dur. V-a ajutat în performarea dumneavoastră ulterioară? Da, m-a ajutat. Mi-a creat câteva idei și principii de viață de la care eu nu mă dau departe. Vă rog să apreciați de la nivelul domniei voastre importanța primarului de la Prisecani, care iată a fost rugbist, este împătimit după acest sport. Importanța și mai ales cum se reflectă faptul că a fost rugbist în coordonarea și conducerea administrației comunale. Ceea ce face domnul primar pentru comună trebuie apreciat și chiar dilaudat. Faptul că sprijină și dânsul rugbile, faptul că a creat aici de 6 ani de zile un memorial de rugby este foarte mult și este de apreciat. Pe final de interviu v-aș ruga să transmit câteva gânduri către toți cei care practică rugby și de ce nu către toți cei care sunt potențial sponsori a acestui sport minunat.
Păi celor care vor să practice ruibele, le spun singurul lucru că este un sport nobil, un sport frumos, un sport bărbătesc, un sport curat și că îi formează în viață într-un anumit formă, într-un anumit stil, ceea ce îi va ajuta pe viitor. Și chiar pe final de interviu, v-aș ruga să răspund la o întrebare pe care ar fi trebuit să o pun la început. Două vorbe despre dumneavoastră. Mă numesc Cătălin Balcan, sunt fiul mijlociu al lui Nicolae Balcan, cel care dă numele memorialului. Sunt inginer al horticultor, am 46 de ani, o familie cu 2 copii. Vă trăiască. O firmă și sponsor la acest eveniment de 6 ani. Cu bucuria că v-am întâlnit și am aflat lucruri minunate. V-a lăsat cu șef al ziarului Merdianul de Iași, Vasile și Bacău și a revistei Merdianul Cultura Românesc. Vă mulțumesc foarte mult. Vă doresc succes pe toate segmentele domniei voastre de viață și de activitate și de ce nu vă urez să continuați această nobleță, această de a sponsoriza într-o binele sportului românesc și a caracterului românesc. Mulțumesc! Da. Nu durează mult, că ei 10 minute au obosit. Și mai face încă o refuză de 10 minute. Hai! Da. Înainte a fost. Hai, numai linia 3, da? Numai linia 3, da? Am văzut două eseuri, ce mai? Hai! 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 Hai
Bine, bai! Da, mă, bai! Da, mă! Hai că ala face antibiotici, vă spun! N-are voie să strângă din abdominal. Și? 2 la 1. Întindeți pe tot terenul albastru. Repete la el! Acum! Nu, 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 nu! Ba nu vă văd așa entuziasmați. Da, cum stăm noi și strigăm. Da, 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 se vede. Ia uitați. Păi, n-am lăsat. N-am pot pune jos. Ha, nu. Uite, păi, nu s-am pune jos. Hai, omule. Nu uite la treaba asta. Nu uite la el, fie-l fie în duie. Lasă-l acolo, lasă-l în gard, lasă-l, lasă-l, lasă-l. Și pe ăsta la noi. N-am prins transformările. N-am văzut buturile. Am văzut că pleacă pe stânga. Cine-o, băgat? Cine-o? Cine-o, cine-o, cine-o? Hai acolo! Cine-o, că eu nu vin! Opa, opa! Pleacă! Pleacă! Bă, măi, omule, măi! Domnul arbitru, salutul de final, domnul arbitru! Hai, nu stai tricou, hai! Galbenul jos. Acum galbenul sus cu câștigat. Da. Albastru jos. Joacă aici acolo jos. Rușine acolo. Galbenul sus mai comentez. Albastru în față că avem cauză. Uite. Nu e pe care. Lasă mă și tu. Vezi, vezi. Ce poate să se treacă. Și mai repede să pasez. Numai atât. Și bineînțeles placajul. Atât. Vreți să regulamentare, facem da? Spectacol. Ați văzut la Cupa Mondială că aia numai și publicul ăla nu ne veniți că plimbau mingea de aia. Asta trebuie să facem. Da? Da. Noi jucăm acum. Da. Da. Prietele, joacă. Aveți un suporter pe mine care-s la Vaslui, aveți grijă? Vă rog să jucați bine. Filmez în CS-uri. Acolo sunt spectatori. Mai grămadă. Foarte mult. Mai grămadă. Ура!
acum, el vă este acum. Trebuie să fie așa. Trebuie să fie așa. De bunăvoie și nesilită de nimeni, e încăsătorit pe cetățeana nesilită? A Vasiloae Ancuța Marina? Da. Dacă auzi marturii, uite. Cetățeană a Vasiloae Marina Ancuța, de bunăvoie și nesilită de nimeni, e încăsătorit pe cetățeanul Condorache Constantin? Da. Marturii? Tu ai spus mai cu viață. Martorii ați auzit? Da, da. Dacă auzim martorii, noi suntem supuși lor. Constat că au fost îndeplinite condiții cerute de lege pentru încheierea căsătoriei și vă fac cunoscute următoarele dispoziții conform prevederilor articolului 258, alineatul 1.3, articolul 308 și articolul 309 din legea 287/2009 privind codul civil. Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți, pe egalitatea acestora, precum și pe drepturi și îndatoririle părinților de a asigura creșterea și stai acolo când mă eclipsează. Hai, du-te-mi! 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 Hai, vedetelor! Hai, zâmbiți, vedetelor! Bravo! Stimați musafiri, dragi profesori, dragi colaboratori ai acestei competiții. Ne aflăm la 6-a ediție de rugby Memorialul Nicolae Balcan, datorită unei idei de educație, construcție și propagare a rugby-ului românesc. Avem lângă noi echipa de Olzboi a Iașului, avem reprezentantul familiei Balcan, Cătălin Balcan. Avem aici lângă noi pe profesor și mentor ai rugby-ului românesc și vrem astăzi să vă premiem efortul pe care l-ați depus de a veni la Prisacani și a vă juca cu o minge nebună de rugby, oval. Pentru cei mai
meritoși sportivi, avem diplome, cupe și medalii. O să încercăm să vă premiem pentru efortul depus de a veni de la Prisacani, să vă întoarceți acasă cu bucuria faptului împlinit, iar pentru mine cea mai mare bucurie că astăzi s-a jucat rugby la Prisacani și niciunul nu v-ați accidentat. Pentru mine, n-a avut de lucru și îi mulțumim foarte mult, vă dați seama. Acolo alții iau foc, nu ajung ambulanțe. La noi, cu atâta râmii, n-a avut foc. Bravo, bravo, bine, bravo, bravo, bravo. Acum o să începem premierea, da? Dați-mi voie prima dată să felicit și să aduc un omagiu marului rugbist Nicolae Balcan, fost antrenor, profesor și președintele cooperativei de la Prisacani, care timp de 20 de ani a fost aici, și pentru care, datorită lui, suntem prezenți. De seamă cu Clement. Permite să fie o mică atenție și un simbol. Cătălin, te rog să duci mai departe tradiția familiei. Dăm voie să te prezentăm. Un ziar și felicitări din partea noastră, că datorită ție, prin Viorel Petru Pretișor a fost alături de noi. De la orice voi, cei care vin după Cornel Genea, ia Dumnezeu sănătate, Cornel, bravo! Hai, Cornel! Bravo! Domnul profesor, mai în stânga sau în dreapta, să filmăm tot, așa, așa. Am o surpriză de arhivă. Vreau să vă împărțesc niște fotografii de arhivă și acum 2 ani. Vi le dau să vă luați acasă. Ia-l, ia-l, ia-l. Fiecare! Hai, hai! Să încurajăm o echipă așa de mare! Ce iubește fiecare! Jocul de echipă s-a sfârșit! Mi
Directorul Național de Dezvoltare, dar am venit pentru a susține încă o dată activitatea de mini ruibii și activitatea de dezvoltare. Copiii sunt viitorul acestei țări. Am văzut pe un afiș acolo sau pe un pancard acolo, fără copii noi nu suntem nimic. Și atunci încă o dată subscriu, activitatea de mini ruibii, activitatea de ruibii tag, dacă vreți, este viitorul acestei națiuni și viitorul acestui sport. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc succes într-un binele ruibului românesc. Doamne ajută! Și a sportului românesc în general. Eu tot ce-o fumați. Așa, pe zâmbit, bravo.
pieță, apoi nu mai o fi așa. Ce frumos, știți să zâmbiți. 44. Ia să lăsăm seama. Dar cine e prăzava? Taci, vine cineva, e ghiță. Slugă! Cine e ăsta? Ce poftești cu mea ta? Eu sunt alegător. Cum te cheamă? Cum mă cheamă? Ce? Crede că tu mă cheamă? Vorba e, eu sunt alegător. Dracu să lea, nu-i nimeni afară, lasă-i să intri toți nebunii, tăți pieță banii. Hai, e! Nu mea ta! Nu sunt mea ta, cam în jățică. Lasă că ne cunoaștem, măi. Ne cunoaște până la Maria de la 11 februarie. Nu-i vorba, ține și la comuna e cața plecu. E din societate, dar vorba e, eu alegător, eu apropitor. Eu pentru cine am votat? De aia am venit. Primete, pădică, ea a mințit de tot. Fii bun și înțelege, altă dată mai bun. Ba, ce să vă numă altă dată? Acum ce treaba mea? Nu vă uitați la mine că sunt așa de... Am făcut-o de oaie de tot. Să vezi dumneata cum vezi mi-a băuturesc. Că a fost larpă de tot. Fii bun, omule, și înțelege, altă dată mai vorbim. Eu am găsit o scrisoare. O scrisoare? Da, a dumitale către Coana Joițica. Am găsit-o alaltă seara pe drum când ieșeam de la întrunire. Ghiță, ghiță, stai acolo, ghiță! Cristanda! V-ați supărat dacă ai văzut? Dar nu-ți pregătiți, eu te iubi. Bună, așa, trebuie să fiți pregătiți. Sună Chirița! Cine? Criță? Chirița, surdule! Chirița, surdulea? Dar că ați desprez cu mai tare cioara și cremă de zgheța. Ce bucoană ai crescut? Du-te pânde, cât avea să stoc la urechi până mâine. De baragladină, te-ai picrisit? Baragladină ești tu, buleratule! Dar mi-a stricat cutia, ca asta-i! Cu coaniți, dar m-a pus coborul să
ne-ați venit? Eu văd că la voi, la Măcărești, vă preocupați în mod deosebit de teatru. Așa. De ce? Pentru că teatru ne învață să fim oameni mai buni, pentru că teatru ne duce în altă lume, într-o lume mai frumoasă, în lumea artei, în lumea bunului gust și în lumea oamenilor care, și al copiilor mai ales în special, pentru a-i alunga din lumea drogurilor, din lumea comportamentelor necondiționate sau needucative într-o lume a artei. V-am dat teatru din păziți ca un lăcaș de muze, cu el curând veți fi vestit prin vești de parte duse. Mai aveți și alte formații la școala Măcărești? Da, avem, lucrăm de peste 6-7 ani, am avut teatru Licurici, acum avem teatru Apollo, am luat foarte multe premii la Festivalul Național de Teatru Iași, în fiecare an am participat la ediția a 3-a, a 4-a, a 5-a și a 6-a ediție, am luat premii pentru originalitate, premii pentru mesajul textului, premiul pentru interpretare specială. Ați înainte, fi dat bine. Mulțumim. Cât elevi aveți la Măcărești? De toți? Avem vreo 106. Iar în clasa 8-a doar? În clasa 8-a sunt 15. Cât? 15. Ce vin cu acest personal care de alesc? Ia scoate așa. Ai o memorie foarte bună. Mulțumesc. Cum te cheamă? Mă numesc Gania Genina Elena. Să nu uiți că nu trebuie să, toți să nu uitați, că nu trebuie să recitați textul, trebuie să-l spuneți, să-l înțeleagă ceilalți toți. Da. Și tu ai real de calitate. Succes! Admiteți mesajul! Mulțumim! Îmi dau sucare cu carte drept la amintire de la tine. Mulțumim, domnul director! Mulțumim pentru vizita dumneavoastră, mulțumim pentru prezența dumneavoastră și a domnului Val Andreescu. Ne bucurăm imens când vă vedem, ne umpleți sufletele pentru că și dumneavoastră ați fost director mulți ani la școala noastră. Sunteți o mare bucurie și o mare încredere avem în noi în continuare când vă vedem prezent alături de voi. Vă mulțumim din tot sufletul, vă iubim! Voi. O să mai vin la voi! Dacă v-a plăcut, fiți bufonul, nu? Ce vor interpreta? Un colaj de sfinții. Ce este? Duet? Care duet? Duet? De la televizor. Despre care duet vorbești tu? Dansul acela. Nu e duet? Nu. Dar ce? Balet. Ascultă, de ce nu obișnuiești să gândești înainte de sfinții ceva? De ce nu obișnuiești să gândești logii? Când doi mici fac ceva împreună. Ține minte asta și la mine. Chiar dacă tai lemne împreună? Da, chiar dacă tai lemne împreună. Deci noi doi, dacă nu fie restau și chiar